spectacol de culoare la țărmul Mării Negre, unde și-au făcut apariția sute de meduze albastre. Specialiștii spun că misterioasele creaturi de mari dimensiuni s-au mulțit semnificativ pentru că temperaturile au rămas ridicate. Aduse de curenți la mal, au pictat apa într-un tablou fascinant. Astfel de imagini pot fi văzute în aceste zile pe mai multe plaje. La Eforie Nord, la mal, apa s-a colorat în albastru. Vietatea care capătă astfel de irizații se numește și meduza plămân. Această nuanță provine de la microorganismele cu care se hrănește în această perioadă. Sunt impresionată că sunt așa de multe. Văzut și mai mari și toată plaja este plină. Nu știu ce se întâmplă. Am împins una puțin înapoi, înapoi. Mi-e teamă să nu le rănesc. Meduza albastră este cea mai mare meduză din Marea Neagră și are forma unui clopot cu diametrul de 20-30 de centimetri. Cum ți se par meduzele care sunt aici? Frumoase. Ai curaj să pui mâna pe una dintre ele? Nu, mi-e frică de ele. Exemplarele prelevate de pe plajă au fost studiate de specialiștii Institutului de Cercetări Marine Grigore Antipa din Constanța. Biologii spun că datorită temperaturilor ridicate din această perioadă și a hranei din apă, aceste meduze se apropie de țărm unde cele mai multe își trăiesc ultimele zile din viață. Odată cu apa caldă, sigur găsim și o concentrație mai mare de organisme vii cu care meduzele se hrănesc. 5-le ani, a 6-le ani în care consecutiv, în perioada lunii octombrie, avem temperaturi deosebit de ridicate. În plus, pe țărmul românesc, meduzele s-au înmulțit pentru că nu au un prădător natural ca în Marea Mediterană, unde reprezintă hrana țestoaselor. Sunt aruncate pe țărm de furtuni, sunt tot mai mari și tot mai colorate, fiindcă marea este tot mai sănătoasă, tot mai bogată în nutrienți. Lipsește un consumator al acestora, respectiv o țestoasă. La noi sunt aruncate pe mal și pier astfel. Această specie de meduze este des întâlnită și în Oceanul Atlantic. Ciclul de viață al acestor creaturi marine este de un an. Specialiștii spun că meduzele albastre nu sunt în general periculoase pentru oameni, însă, în anumite cazuri, mai ales la copiii cu pielea foarte sensibilă, poate provoca iritații sau chiar arsuri destul de grave. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.